Doi candidați din județ care susțineau ultima probă scrisă a bacalaureatului au fost eliminați din examen pentru că au fost surprinși cu telefoanele mobile asupra lor. Tentativa de fraudă îi va costa scump pe cei doi tineri care au rămas fără dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului maturității. Unul dintre candidați provine dintr-o promoție anterioară de la Colegiul Tehnic Rădăuț și susținea proba la disciplina biologie. Celălalt din promoția curentă de la Liceul Tehnologic Virgil Maggiaru Suceava susținea proba la disciplina logică. Argumentare și comunicare. Joi, 18 august, s-a desfășurat proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022. Au fost prezenți 546 de candidați, 153 de candidați au fost absenți. De asemenea, miercuri, la proba profilului matematică sau istorie, au fost prezenți 541 de candidați, iar 166 au absentat. Cei care s-au înscris la cea de-a doua sesiune de bacalaureat din acest an susțin probele orale după cele scrise. Astfel, evaluarea competențelor la limba română, probă orală, se va desfășura în perioada 22-23 august. Evaluarea competențelor digitale, 25 august. Evaluarea orală a competențelor la o limbă străină, 26 și 29 august. Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august.